bucurie să fim din nou împreună în această dimineață, în miercul acesta. Zi de sărbătoare, zi în care putem să ne evaluăm viața, să ne uităm pe firul vieții și să ne gândim cât de mult ne-a iubit Dumnezeu și cât de mult a stat lângă noi, ne-a ajutat, ne-a protejat, ne-a binecuvântat viața pe pământul acesta, încât îl rugăm pe Domnul să avem ochii deschiși și să binecuvântăm numele Lui Cel Sfânt, așa cum am fost îndemnați la timpul de zidire. Legat de această zi de mulțumire, o să am un mesaj, chiar dacă sărbătoarea se prelungește până diseară, slavă Domnului, este un lucru bun. Poate mulți se întreabă, dar de ce noi în dispensația aceasta de timp, da, trebuie să avem sărbătoarea roadelor sau sărbătoarea mulțumirii, cum mai este numită? Poate ar fi bine să privim la rădăcini, la izvor, pentru că mesajul Scripturii este un mesaj complementar, dragii noștri. Foarte mult spun așa, Vechiul Testament nu ne interesează pentru că vizează poporul lui Dumnezeu, în mod special Israelul, acolo ce a fost, a trecut, acolo trăim în această epocă a Harului, în această dispensație de timp în care Biserica Domnului Hristos este în prim plan. Și totuși nu este de ignorat cuvântul lui Dumnezeu, pentru că Vechiul Testament, chiar dacă a fost umbra bunurilor viitoare, acolo avem revelația scrisă a lui Dumnezeu. Când Dumnezeu a dat legea aceasta lui Moise legat de sărbătoarea săptămânilor sau sărbătoarea primelor roade, ea a fost prinsă în legea lui Dumnezeu. Legea mozaică, dacă vreți, chiar cele 10 porunci stau la baza legislației, dacă vreți, a tuturor popoarelor. Atunci s-a așezat fundamentul acesta al legii lui Dumnezeu pentru oameni. Și legea lui Dumnezeu este bună. Domnul Iisus a spus, eu n-am venit să strig legea, ci să o împlinesc. Dar spre deosebire de cei care au fost sub lege, de evreii Vechiului Testament, noi cei din vremea Harului, Domnul ne-a pus la dispoziție multe resurse și o să vorbim despre aceasta. Dar haideți să privim puțin din punct de vedere istoric la ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu despre sărbătoarea roadelor sau sărbătoarea săptămânilor. Am să citez mai mult și să comentez mai puțin, doar ca să înțelegem că a izvorât din Dumnezeu această sărbătoare. Exodul capitolul 23 cu versetul 14 spune Cuvântul Domnului: de 3 ori pe an să prăznuiești sărbători în cinstea mea, spune Dumnezeu. Să ții sărbătoarea azimilor timp de 7 zile la vremea hotărâtă, în luna spicelor să mănânci azim cum ți-am poruncit, căci în luna aceasta ai ieșit din Egipt și să nu vii cu mâinile goale înaintea mea. Să ții sărbătoarea secerișului, a celor din tâi roade din munca ta, din ceea ce vei semăna pe câmp, și să ții sărbătoarea strângerii roadelor la sfârșitul anului, când vei strânge de pe câmp rodul muncii tale. De 3 ori pe an, toată partea bărbătească să se înfățișeze înaintea Domnului Dumnezeu. Versetul 25. Voi să slujiți Domnului Dumnezeului vostru și El vă va binecuvânta pâinea și apele și voi depărta boala din mijlocul tău, spune Dumnezeu. Exodul capitolul 34 cu versetul 22. Spune Cuvântul Domnului: să ții sărbătoarea săptămânilor, a celor din tâi roade din secerișul greului și sărbătoarea strângerii roadelor la sfârșitul anului. Versetul 26. Să aduci la casa Domnului Dumnezeului tău pârga celor din tâi roade ale pământului.
Domnul a zis lui Moise, scrieți cuvintele acestea, că pe temeiul acestor cuvinte închei legământ cu tine și cu Israel. Moise a stat acolo cu Domnul 40 de zile și 40 de nopți. N-a mâncat deloc pâine și n-a băut deloc apă. Și Domnul a scris pe table cuvintele legământului cele 10 porunci. Iar Deuteronom, capitolul 16, cu versetul 9, citim de asemenea, să numeri 7 săptămâni de când vei începe seceratul grâului, să începi să numeri 7 săptămâni, apoi să prăznuiești sărbătoarea săptămânilor și să aduci daruri de bunăvoie după binecuvântarea pe care ți-o va da Domnul Dumnezeul tău. Versetul 16. De 3 ori pe an toți bărbații să se înfățișeze înaintea Domnului Dumnezeului tău, în locul pe care îl va alege el, la sărbătoarea azimilor, la sărbătoarea săptămânilor și la sărbătoarea corturilor. Să nu se înfățișeze cu mâinile goale înaintea Domnului, fiecare să dea ce va putea după binecuvântarea pe care i-o va da Domnul Dumnezeul tău. Amin. Am citit mai multe cuvinte, înțelegând sau putem să înțelegem că ceea ce a cerut Dumnezeu de la evrei atunci când a dat legea de 3 ori pe an, la sărbătoarea azimilor, la sărbătoarea săptămânilor sau a secerișului sau a primelor roade și strângerea roadelor și la sărbătoarea corturilor, bărbații, toți, fără excepție din poporul lui Dumnezeu, ca reprezentanți de familie, trebuiau să se înfățișeze înaintea Domnului și găsim expresia aceasta, să nu vină cu mâinile goale. Nu că Dumnezeu ar avea nevoie de darurile de mâncare. Noi avem nevoie de darurile acestea pentru trupurile noastre, pentru existența noastră, pentru viața noastră pe pământul acesta. Trebuie să înțelegem contextul acesta că evreii, atunci când au intrat în țara promisă, nu aveau, ca și noi, industrie, nu aveau servicii, joburi, să lucreze doar pentru bani, cum se întâmplă în zilele noastre. Prea puțini oameni mai lucrează astăzi pământul, dar și cei care lucrează, lucrează în alte condiții decât cei de atunci. Oamenii aveau nevoie și depindeau de Dumnezeu pentru viața și existența lor. Și ca binecuvântarea lui Dumnezeu să vină în mod special peste poporul lui Dumnezeu, ei trebuiau să se supună regulilor lui Dumnezeu. La sărbătoarea aceasta a roadelor, a mulțumirii, ea cuprindea 2 etape. La un interval de 7 săptămâni, bărbații erau chemați să aducă primele roade din rodul pământului ca ofrandă la înaintea lui Dumnezeu, iar la sfârșitul celor 7 săptămâni legate cu calendarul evreiesc, sfârșitul anului, trebuiau să aducă daruri de bunăvoie din binecuvântarea pe care le-a dat-o Dumnezeu. Și Dumnezeu nu a pus acolo un tipar specific, fiecare să dea ce va putea. Și am putea să înțelegem că evreii au învățat lecția aceasta. Izraeliții au învățat să-L pună pe Dumnezeu la probă. Au învățat că viața lor depinde de Dumnezeu și dacă Dumnezeu a dat belșug, din belșugul acesta ei trebuiau să vină înaintea Domnului cu darurile lor. Trebuie să nu uităm un lucru, ceea ce a urmat după aceea, seminția lui Levi, seminția preoțească, începând de la Aron, el, fiii lui și urmașii lui, au fost așezați în toate cetățile lui Israel. Erau oamenii lui Dumnezeu care slujeau în folosul poporului ca să țină poporul lui Dumnezeu în ascultare de Dumnezeu. Slujba leviților era o slujbă specială
ei nu aveau pământuri, ei nu trebuiau să muncească pământul, dar celelalte seminții trebuiau să asigure hrana și existența celor care se puneau în slujba lor pentru Dumnezeu. Acesta e contextul evreiesc în care Dumnezeu așează legea Lui. Ceea ce spune aici în Exodul 34, când Dumnezeu îi cere lui Moise, spune: scrie lucrurile acestea pentru tine și pentru popor, cu alte cuvinte. Dumnezeu a scris cele 10 porunci pe table, dar restul legii lui Dumnezeu în timpul celor 40 de zile în care Dumnezeu i-a arătat absolut tot ce vrea Dumnezeu de la popor, au fost consemnate în cartea legii lui Dumnezeu și Moise a fost extrem de atent ca să memoreze sub călăuzirea și înțelepciunea divină, să înțeleagă într-un mod foarte clar ceea ce avea să urmeze, să scrie în legea pe care a dat-o Dumnezeu poporului său. Și a spus: scrie aceste lucruri, scrieți cuvintele acestea, căci pe temeiul acestor cuvinte închei legământ cu tine și cu Israel. Știm că legământul mozaic a fost un contract între două părți. Dumnezeu s-a angajat pentru popor să dea binecuvântarea, să-l ducă în țara unde curge lapte și miere, să-l binecuvinteze, dar Dumnezeu a pretins poporului ascultare. Iar în legământul acesta mozaic a fost implicate cele două părți. Știm că au ieșuat. Acum, când scrie în Exod 34, era la al doilea rând de table, pentru că prima dată poporul în vale și-a făcut de cap, Moise era pe munte, iar poporul și-a turnat un vițel de aur, trăind în neascultare față de Dumnezeu. Și experiența, dacă vreți, a Vechiului Testament, a perioadei legii, perioadei poporului Israel, demonstrează faptul că ei n-au reușit să împlinească cuvântul lui Dumnezeu, dar totuși a rămas ca și obligație, dragii noștri. Iar pe baza acestor principii, poate ne gândim de ce noi trebuie să ținem sărbătoarea pe care Dumnezeu i-a dat-o lui Israel. Dar învățăm principiul acesta al recunoștinței, al mulțumirii înaintea lui Dumnezeu. Faptul că ne aflăm în această zi, în locul acesta, înaintea lui Dumnezeu, și mai mult decât atât, în calitatea aceasta de oameni mântuiți și de copii ai lui Dumnezeu, am putea să ne exprimăm mulțumirea, recunoștința noastră înaintea lui Dumnezeu și să spunem: Doamne, dacă n-ai fi fost Tu de partea mea, dacă n-ai fi stat lângă mine în ceasurile grele de încercare, dacă nu mi-ai fi dat pâinea cea de toate zilele, dacă nu m-ai fi binecuvântat cu sănătate și cu tot ceea ce am avut nevoie eu și familia mea, n-aș sta înaintea Ta în momentele acestea. Și ne uităm pe parcursul unui singur an numai și vedem mâna ocrotitoare a lui Dumnezeu, vedem binecuvântarea lui Dumnezeu peste noi, familiile noastre, bisericile noastre, țara noastră, dacă vreți, ocrotită de Dumnezeu, da? Ne bucurăm de pace, de liniște și lista aceasta pentru care am putea să mulțumim lui Dumnezeu poate fi foarte lungă și bine ar fi să fie în felul acesta, așa cum am fost întâmpinați cu Psalmul 103, când David vorbește către sufletul său, spune: și nu uita niciuna din binefacerile lui. Legat de aspectul acesta al dărniciei, pe baza acestor principii chiar vechi testamentale, continuate cu ceea ce spune 1 Corinteni, capitolul 16, cu versetul 2, iată ce spune Pavel Corintenilor: în ziua din întâia săptămâni, fiecare din voi să pună deoparte ce va putea după câștigul lui. Pe baza acestor principii așezate de Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu înaintează și în această dispensație de timp, ne-am pune niște întrebări. Cum funcționează lucrarea misionară astăzi în lume? Pe principiul acesta al dărniciei Bisericii Domnului Iisus Hristos, oamenii sunt educați, sunt învățați că dacă își deschid inima prin dăruire față de Dumnezeu,
dau în numele Domnului Iisus Hristos, fie din banii lor, fie din bunurile lor, le pun la dispoziția lui Dumnezeu. Dumnezeu binecuvintează potrivit cu Maleahii, capitolul 3, cu versetul 10, în care spune: aduceți însă la casa visteriei toate zeciuielile ca să fie hrană în casa mea, spune Dumnezeu. Puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul oștirilor, și veți vedea dacă nu voi deschide zăgazurile cerurilor și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Puneți-mă la încercare. Acesta e cuvântul profetic în ultima carte a Vechiului Testament, dat de Dumnezeu prin prorocul Maleahi. Faceți voi lucrul acesta, spune Dumnezeu, puneți-mă la încercare și veți vedea că voi deschide cerul și voi turna belșug de binecuvântare. Dar când inima este strânsă și totdeauna, de multe ori aud expresia aceasta și așa nu-mi place deloc, când omul se bate cu un pumn în piept și spune: păi lucrul acesta este al meu, palma aceasta de pământ este a mea, de ce să intre cineva peste mine când este al meu? Dragii noștri, ce avem să nu fi primit? Spune Pavel, ce avem să nu fi primit? Și dacă le-am primit, de ce ar trebui să le conservăm, să le ținem pentru noi doar? De ce ar trebui să fim egocentrici? Sau să nu ne lărgim inima când Dumnezeu ne cheamă? Toate pierd odată cu întrebuințarea lor, spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar spunea Domnul Iisus: adunați-vă comori unde? În ceruri, unde nu le mănâncă morile și nu le roade rugina. Acolo spune: unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Fie ca Domnul să ne dea harul acesta ca să înțelegem lucrarea aceasta dărniciei. Nu este vorba doar de ziua aceasta de mulțumire. Mi-aduc aminte popoarele lumii și știm cu toții, fiecare popor are cumva o astfel de sărbătoare, fie că americanii rostesc, au sărbătoare recunoștințe. Chiar și comuniștii au vrut să denatureze, de fapt, scopul sărbătorii roadelor în ziua recoltei. O știți dumneavoastră, cei care ați prins vremurile acelea, când comuniștii se lăudau unii față de alții cu ceea ce făceau ei, nu cu ceea ce Dumnezeu binecuvânta pământul. A trecut și vremea aceea, slavă Domnului, iar biserica este liberă să poată avea o zi de mulțumire, cel puțin o dată pe an. Evreii trebuiau să cuprindă această sărbătoare în două etape, așa cum spuneam. Veneau cu pârga, da, în primele roade, dar în special când se colecta, dacă vreți, roadele după binecuvântarea care Dumnezeu a dat-o, era în a doua etapă, la sfârșitul celor 7 săptămâni. De aceea a rămas cu această denumire și sărbătoarea săptămânilor. Acum aș vrea să schimb un pic direcția. Dacă rămânem doar cu o prezentare istorică, da, a felului în care Dumnezeu a așezat această sărbătoare și doar cu motivația dărniciei, aș vrea, în timpul care ne stă înainte, să privim puțin spre Dumnezeul nostru, care, de la care ar trebui să învățăm. Cum îl cunoaștem noi pe Dumnezeu, dragii noștri? Pe un Dumnezeu care ne-a dăruit, da? Începând cu cel mai mare dar, da? Ioan 3:16, cuvântul de aur al Scripturii ne vorbește: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Cel mai mare dar pe care Dumnezeu l-a oferit lumii noastre și nouă, pe Mântuitorul unsul, Mesia, trimisul lui Dumnezeu, Salvatorul nostru, binecuvântat în veci. Dacă nu ne-ar fi dat Dumnezeu acest dar prețios, dacă nu s-ar fi întrupat Domnul Iisus Hristos și n-ar fi fost El jertfa de ispășire pentru păcatele noastre, da? Ca să îndepărteze, da, zidul acesta care ne despărțea de Dumnezeu, dacă n-ar fi fost El, n-am fi avut acces la tronul îndurării lui Dumnezeu, dar slavă lui Dumnezeu. De aceea îi mulțumim la masa Domnului lui Dumnezeu pentru Domnul Iisus, pentru jertfa Lui, pentru că datorită Lui binecuvântările lui Dumnezeu se răsfrâng
în viața bisericii, în viețile noastre, ale copiilor lui Dumnezeu. Ce să vorbim despre viața veșnică, un dar atât de scump sufletului nostru, dragii noștri. Datorită Domnului Iisus Hristos, datorită credinței pe care Dumnezeu ne-a dat-o, da, și pe care am primit-o în jertfa Domnului Hristos, am primit de la El viața veșnică. Dragii noștri, când privim doar la viața aceasta umană, trecătoare, adesea stăm și ne gândim că cel mai prețios lucru pe pământul acesta este viața și legat de viață, cel mai uzual cuvânt al zilelor noastre este cuvântul sănătate. Și oamenii, dacă vedeți în discuțiile pe care le au unii cu alții sau urările pe care și le transmit, cred că pe prim plan este cuvântul acesta, sănătatea. Pentru că boala ce face? Aduce suferință și suferința aduce atât rău în trupurile noastre, da? De aceea, când ne gândim doar la viața aceasta pământească, ne punem întrebarea cât de prețioasă poate fi. Dar când privim la dimensiunea veșnică, eternă, da? Prin care odată cu moartea fizică se deschide veșnicia și privind la viață, ceea ce descoperă Scriptura cu privire la viață este locul de a fi în prezența lui Dumnezeu, de a ajunge în cer la Dumnezeu. Când privim la cuvântul moarte veșnică sau moartea a doua, ne gândim nu la anihilare sub nicio formă, ci ne gândim la o viață trăită de cei necredincioși separați pentru eternitate de Dumnezeu în chinul veșnic. Dar când privim la viața veșnică, dragii noștri, cum o primim? Câți bani trebuie să plătim pentru ea? Câte sacrificii și canoane ne cere Dumnezeu? Absolut nimic, ci doar să ne dăm inima Domnului Iisus Hristos, doar să intrăm în relație cu El, doar să-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt. Și când privim la contextul acesta al darurilor prin care noi îl cunoaștem pe Dumnezeu, ne gândim la un Dumnezeu care a dat omului, Petru spune că El ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, tot, deci nu lipsește absolut nimic. Dar când privim la aceste daruri atât de mari, da? Mântuitorul nostru scump Domnul Iisus Hristos, prin El am primit, prin credința în El, am primit viața veșnică. Pavel scrie Efesenilor și spune, în El, în darul lui Dumnezeu, în Domnul Iisus Hristos, avem răscumpărarea. S-a plătit prețul acesta, da? Ca să putem să fim aduși din nou în familia lui Dumnezeu. Iertarea păcatelor, dragii noștri. Conștiința umană, conștiința omului fără Dumnezeu este atât de vinovată, este sub presiunea multitudinii păcatelor acumulate de-a lungul timpului, care sunt apasă greu peste conștiință. Cine înlătură zidul acesta? Cine dă povara la o parte? Cine poate să ierte ca sângele Domnului Iisus Hristos? Și mai mult decât atât, dragii noștri, am fost iertați în ziua convertirii în care Dumnezeu a luat tot trecutul nostru vinovat și toate păcatele noastre le-a aruncat în marea uitării. Dar de atunci încoace, privind spre Domnul Iisus Hristos, ne dăm seama că El este mijlocitorul înaintea tronului de har al lui Dumnezeu. Și venim și mărturisim greșelile și păcatele noastre și primim iertarea. Și conștiința noastră este curățită de sângele Domnului Hristos, suntem liberi să ne apropiem de Dumnezeu, să-i spunem Tată, să venim înaintea tronului Său de har cu problemele noastre, cu mulțumirile, cererile și mijlocirile noastre. În contextul acesta al dărniciei prin care Dumnezeu ne arată și ne deschide ochii ce face El pentru noi, suntem provocați și motivați să ne comportăm sau să răspundem acestui mod de dărnicie pe care Dumnezeu ni l-a manifestat și ni l-a descoperit în Scripturi. Spunea Domnul Iisus în Ioan 14, cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Și spune, și eu voi ruga pe Tatăl meu și El vă va da
un alt mângâietor care să rămână cu voi. În contextul acesta în care Domnul a pregătit pe ucenici pentru plecarea sa din nou la Tatăl, Domnul promite, da, sau aduce în prim plan făgăduința Tatălui din ceruri că nu-i va lăsa orfan, ci că va trimite pe Duhul Sfânt, pe Mângâietorul, care să fie în ei, da, cu ei și în ei, pe pământul acesta. Și în această dispensație de timp ne bucurăm de acest dar divin, Dumnezeu Duhul Sfânt, așezat în sanctuarul inimii noastre, la nivelul acela spiritual, duhovnicesc, al omului nou, din noi, creația nouă. Și ne gândim cât de mult prețuim noi pe Dumnezeu Duhul Sfânt care este înăuntru ființei noastre, cât de mult ne supunem, da, acestui dar divin ceresc, Dumnezeu coborât înăuntru ființei noastre. Cine suntem noi? Datorită mântuirii primite prin Domnul Iisus Hristos, datorită acestei lucrări, a luat ființă noi omul duhovnicesc și Dumnezeu și-a așezat locuința prin Duhul Sfânt în ființele noastre nevrednice. Dragii noștri, privind aceste lucruri, apare, dacă vreți, ultima întrebare cu care aș vrea să închei și să citesc câteva lucruri, ca să nu plecăm de aici doar cu o imagine istorică a sărbătorii săptămânilor, să privim în al doilea rând spre darurile lui Dumnezeu, esențiale, dacă vreți. Citiți Noul Testament și veți descoperi foarte multe daruri pentru biserică, daruri pentru slujire și atâtea lucruri pe care Dumnezeu le-a oferit bisericii sale. Dar haideți să privim puțin și la ceea ce Dumnezeu vrea de la noi. Înțeleptul Solomon spune aceste cuvinte: fiule, dă-mi inima ta, spune Dumnezeu, și să găsească ochii tăi plăcere în căile mele. Este primul pas, dacă vreți, pe care Dumnezeu îl cere omului ca și recunoștință față de ceea ce El poate să ofere. Când dai inima Domnului Iisus Hristos, când dai inima lui Dumnezeu, El o curățește și o locuiește, spune o cântare de-a noastră. Inima, nu este vorba de inima aceasta de carne, da, care propulsează sângele în corp ca să avem viață, ci este vorba de locul acela lăuntric, acolo unde locuiește Dumnezeu, despre care spuneam, da, latura aceea cea mai centrată a ființei noastre, inima noastră. Dumnezeu ne cere inima ca să o curățească, să o pregătească pentru cer, pentru veșnicie. Spunea Domnul Iisus în Matei, capitolul 16, vreau să citesc câteva versete de o importanță foarte mare, pe care le cunoaștem foarte bine. Spune așa cuvântul Domnului cu versetul 24. Atunci Iisus a zis ucenicilor săi: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce-ar da un om în schimb pentru sufletul său? Dragii noștri, dacă vrem să mergem după Domnul Iisus Hristos ca să ajungem în cer la Dumnezeu, numai în felul acesta, rețineți, numai călcând pe urmele pașilor Domnului Iisus Hristos, numai umblând cu Dumnezeu din momentul în care ne-am întors la Dumnezeu, da? Numai în felul acesta putem să ajungem la destinație. Dacă pe parcurs vrem să ne abatem din drum sau întoarcem spatele Domnului Hristos sau vrem să ne ducem din nou spre lume, da? Lucrul acesta ne poate costa. Eu nu vreau să leg discuția de mântuire, nu e problema lui Dumnezeu și fiecare, a fiecăruia în parte, dar ceea ce a spus Domnul Iisus Hristos aici este principiul acesta. Privind la felul în care Dumnezeu ne-a dat totul gratuit, da? Am ales să dăm inima Domnului Hristos și să mergem după El. Era un cuvânt adresat ucenicilor care au decis să meargă după Domnul Iisus și Domnul Iisus trasează, dacă vreți, o linie atât de dreaptă prin care ei să înțeleagă: dacă vreți să mă urmați, dacă voiți să veniți după mine, trebuie să faceți un lucru. Lepădați, debarasați-vă
de toate bagajele, de toate păcatele, de toate mizerii, de toate lucrurile care vă pot împiedica să mergeți pe calea lui Dumnezeu. Dacă nu faceți lucrul acesta și după aceea să ții crucea și să-L urmezi pe Domnul Iisus, cu alte cuvinte, să accepți suferința, să accepți bajocura, să accepți ura lumii, să accepți totul ce vine împotriva ta datorită Domnului Hristos pe care îl porți în inima ta. Nu se poate altfel ca să mergi pe drumul pocăinței, ca să mergi pe urmele Domnului Hristos, ca să mergi pe această cale vie pe care a trasat-o cu El, trebuie să renunțăm și la pretențiile noastre, și la ambițiile noastre, și la plăcerile noastre, da, de o clipă, da, care ne pot întina și sufletul și Duhul, da? Dacă nu lăsăm aceste lucruri și nu ne debarasăm de ele, nu putem să fim ucenici ai Domnului Hristos și nu putem să mergem pe calea aceasta nouă și vie. Și apoi Domnul Iisus Hristos arată, pentru că oricine vrea să scape viața o va pierde. Legat de expresia aceasta, dragii noștri, trebuie să înțelegem toate eforturile pe care oamenii le fac, da, ca să-și asigure viața aceasta, viitorul acesta. Și în contextul acestor cuvinte, ca să încerci să-ți păstrezi viața, înseamnă să fii focalizat pe lucrurile care pot să-ți confere siguranță pentru ziua de mâine. Dar întrebarea se pune, spune o cântare de-a noastră, ziua de mâine e a ta? Este a mea? Ești sigur că vei intra în ea? Ești sigur că vei parcurge ziua de mâine? Dacă astăzi Dumnezeu îți cere înapoi sufletul, ce faci? Și atunci întrebarea se pune, cum vrei să scapi viața? Asigurându-te că ești în părtășie cu Domnul Iisus Hristos, asigurându-te că nimic nu te leagă de pământul acesta. Și dacă Domnul te cheamă și spune, vino să fii un om liber, nelegat de lucrurile acestea. Contează foarte mult lucrul acesta. Și apoi Domnul Iisus Hristos pune în antiteză, arată ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul. Dragii noștri, ne mai interesează sau ar trebui să ne mai intereseze viața aceasta lumească sau bucuria și fericirea relații de părtășie cu un Dumnezeu care e pregătit să ofere binecuvântarea copiilor săi, da? Și Dumnezeu cere un singur lucru, ascultare. Cere ca să ne supunem voiei Lui. Aceasta e viața creștină. Și în contextul acestor cuvinte, dacă vreți, ale Scripturii pe care Dumnezeu ni le-a pus înainte, aș dori să trăim această bucurie într-o zi de sărbătoare ca aceasta. Dar nu numai astăzi. Mare atenție! Haideți să ducem mulțumirea în sufletul nostru, bucuria aceasta a cuvântului pe care Dumnezeu sădește în inima noastră, să ducem și mâine și poimâine și ca anul viitor, dacă Domnul ne dă har să ne mai întâlnim, să putem spune, Doamne, am trăit un an de zile pentru că am învățat ce înseamnă să fiu mulțumit, să fiu recunoscător înaintea Ta și atunci vom putea să spunem, Doamne, m-ai călăuzit, m-ai binecuvântat și mi-ai purtat de grijă și meriți toată lauda, cinstea, mulțumirea, închinarea și adorarea. Amin.